Când a ajuns la serviciul județean de ambulanță, bărbatul era atât de beat încât și-a făcut pe el nevoile fiziologice. De alcoolul pe care îl consumase, nu și-a mai amintit. Ați băut? Ce ați băut? Haideți, vă rog frumos, că n-am nicio legătură una cu alta. Eu sunt din Craiova, n-am nicio treabă, da? Ați lovit o mașină parcată regulamentară? Nici pomeni n-am. Câteva minute mai târziu, bărbatul și-a pierdut răbdarea și a vrut să plece. Unde plecați? Trebuie să se recolteze probe. Și-a mai revenit până să îi se recolteze a doua probă pentru stabilirea alcoolemiei. Vă simțiți rău? Nu. N-aveți nicio problemă. Vă simțiți bine? Da. Individul a avariat o mașină parcată în vânjumare, pentru că nu a apreciat bine distanța când a mers în marș arier cu autoturismul personal. Am fost sesizați de către un conducător auto că pe raza orașului Vânjumare, pe strada Republicii, s-a produs un accident de circulație, soldat cu pagube materiale. Ne-am deplasat la fața locului, am identificat conducătorul auto vinovat, l-am testat cu aparatul alcool test drager, rezultatul fiind de 1,27 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Bărbatul s-a ales cu dosar penal și are suspendat dreptul de a mai conduce pe drumurile publice, până când instanța se va pronunța în cazul său.